Dragilor, o zi superbă, deși nu e soare, este destul de cald. Suntem undeva la marginea Bucureștiului, într-o locație de unde zic eu că a reînceput totul pentru sporturile ecvestre din România. Un loc de care eu sunt legat, e vorba despre Ecvestria Club. Este un club de sport în care se face sport cu calul, dar se poate face și agrement. În spatele meu sunt copii călare, sunt oameni care vin aici să se apropie de cal, să încerce să învețe să încalece corect și să facă lucrul ăsta chiar într-un mod sportiv. Sunt oameni care vin aici ca și amatori de cai, ca și amatori de această acțiune, de a face sport cu calul și ajung să se prezinte la competiții și să-și facă din asta un țel în viață. Mergem să-i cunoaștem pe cei care au creat acest mic templu al echitației, spun eu, pentru că odată cu apariția acestei baze s-au mai construit vreo 3-4 asemănătoare în jurul Bucureștiului și cred eu că un lucru minunat este că în această locație, în București, după o absență de 7 ani, va avea loc un concurs internațional de sărituri peste obstacole. România nu a mai avut asta, așa cum am zis, de 7 ani și datorăm asta oamenilor pasionați care și-au rupt din avutul personal, n-au fost egoiști și au investit foarte mult pentru ca noi bucureștenii și în general România să se bucure de aceste activități. Descoperă România din șa este emisiunea care îți arată ce înseamnă să fii cu adevărat pasionat. Hai să-i cunoaștem! Domnul Ion, nu o să ascundem că ne cunoaștem deja de ceva vreme. Ce mai faceți? Mulțumesc! Bine, profităm de ziua asta frumoasă. Ia uite că ai și soarele. Compania cailor. După cum vedeți, au venit destul de mulți de dornici de călărie, da. Dornici de a fi alături de cal. Și spuneți-mi, de cât timp există Ecvestria, deci cel puțin în forma în care este ea acum? Clubul în forma de acum este de 2 ani și jumătate aproape. Și câte concursuri a numărat? Câte concursuri a organizat Ecvestria în acești 2 ani? În 2 ani jumătate au fost vreo 4 concursuri de casă unde ne-am făcut așa, ca să vă spun, mâna. Așa, și apoi au fost concursuri naționale. Au fost în 2011 4 concursuri naționale. În 2012 au fost 3 concursuri naționale. Deci, și anul ăsta avem un mare viitor și sperăm să reușim organizând un concurs sau poate chiar 2, internațional. Primul concurs este acum în 30 mai, 2 iunie, un concurs internațional de 2 stele. Suntem pe ultima linie dreaptă. Am înțeles. Dar ce mă interesează pe mine cel mai mult, ne prezentați și nouă cai dumneavoastră și o să putem să și încălecăm pe unii dintre ei astăzi? Că se încalec eu asta. Bineînțeles, nu vă pot răpi această plăcere. O să vă prezint și căluții. Din păcate, nu sunt chiar toți acum, întrucât 5 dintre ei participă în aceste momente la un concurs în Turcia. Dar măcar ăștia mai de agrement să-mi dea și mie, să-mi încarec. Dragilor, o să cunoașteți astăzi cai de sport. În emisiunea noastră la Descoperă România din Șa, până astăzi nu am mai văzut cai de sport. Cai special creați pentru ca să sară peste obstacole, să fie atleți desăvârșiți și poate că voi avea plăcerea și norocul să încarec astăzi unul dintre caii de sport ai clubului Ecvestria. Chiar ne bucură acest lucru și hai să mergem. Invitatul nostru. Pe cai! Pe cai! Stăm de vorbă cu Teodora, o amazoană foarte tânără. Câți ani ai, Teodora? 6 ani și jumătate. Și încaleci pe cai? Ești așa mari? Da. Cum e la călărie? De cât timp vii aici? De toamna trecută. Deci de aproape 6 luni, mai puțin și faci un an de când încaleci. De la 5 ani te-ai apucat, nu? Da. Și îți plac cai? Da, mult. De când eram mică. Deci de când erai mică ai visat să vii să încalești pe cal. Și ce vrei? Vrei să te faci amazonă, să te faci călăreț? Te faci sportiv, să sari la obstacole? Da. Sau rămâne așa o plăcere?
Perfect. Atunci, dragilor, dacă v-ați uitat acum la Teodora, veniți aici la Equestria să vedeți că e un loc foarte frumos în care puteți învăța lucruri minunate și vă puteți apropia de acest sport. Mulțumim, Teodora! Cu plăcere! Te pup! Suntem în grajdurile Equestria, alături de doamna Ozana Moraru, care este proprietarul acestei minunate baze Equestre și care ne va prezenta câțiva dintre caii pe care dânsa îi deține, pentru că am înțeles că 5 dintre caii dumneavoastră sunt la un concurs, așa mi-a spus domnul Ion. Acum, da, sunt plecați 5. Unul tocmai ce a plecat, l-am vândut zilele trecute și a plecat în Turcia, dar va fi iubit și acolo, că are o proprietar, o doamnă care deja îl iubește foarte mult, îmi trimite poze. Astfel că din 25 au rămas 20. 20. Hai să cunoaștem câțiva. Văd că aveți, până anul trecut nu aveți, dar văd că aveți acum și frizien. Văd aici. Da, e o achiziție de câteva luni, poate de o jumătate de an, un frizian, armăsar, Jack. Deja a fost solicitat de o prietenă de-a noastră din Bulgaria, care are și ea o iapă friziană. A fost solicitat pentru montă și... Să vedem acum ce produs este. E un cal foarte frumos. Uh-huh. Hai, să-l lăsăm să mergem mai departe. Și cu minte. Dragule, și cu minte este, tocmai îl lăudam. Da, nu, păi caută ceva de mâncare și a vrut să-mi ia pularul mie, că pare a ceva bun. E multicolor. Are dreptate, eu nu are și trăsură. Și l-am folosit, da, la Moș Crăciun. El a adus pe Moș Crăciun. Uh-huh. Foarte frumos. Da, da. Cadourile pentru copii, am avut un spectacol. Aici, să mergem mai departe. Aici e un Holstein de 16 ani, Campino, deocamdată e în pauza de masă, a avut lecții și încă mai are, că de-aia a rămas cu șaua pe el. E foarte solicitat, e unul din caii cei mai solicitați la școală. Să ne mutăm pe partea cealaltă, că văd aici... Casiano, cal de sport unguresc, 11 ani, la fel de solicitat, pentru că el și Sare și, de fapt, și Campino, amândoi sunt cai care sunt destinați în special elevilor mai avansați, inclusiv pentru sărituri, cu minte și el, dar... Obosit acum, deja a trecut weekendul, da. După atâta... Uh-huh. Și aici? Aici este o iapă Hanover, Verle, care uite că nu a fost acum chiar. A, așa, ea este, în afară de faptul că am un mânz foarte simpatic de la ea, ea a fost un cal de performanță, în prezent e cal de școală, tot așa foarte comodă pentru copii, pentru începători. Din păcate, acum, în ultima perioadă, e puțin în repaus pentru că are niște probleme așa cu picioarele. Sper să-și revine și să o scoatem din nou la școală. Dar a fost un cal care a fost un cal de competiție, a făcut 1.30, obstacole mari. Deci mari, un cal la, o iapă la pensie, o doamnă la pensie, da, da, o doamnă distinsă la pensie. Da, se apropie, încă mai funcționează cu elevi de școală, da. Quintenders Boy, cu un pedigriu foarte bun, e un... armăsar tânăr de 4 ani, încă nici n-a făcut 4 ani, da? Dar cât e de tânăr, foarte mare, în boxă nu prea se vede, dacă îl scoatem aici pe linie. Da, pare oricum cred că foarte cel mai mare. Înalt. Da, e cel mai pare mare dintre caii noștri. Și în orice caz văd că un cal cu un caracter extraordinar, adică e un cal foarte, foarte calm, toți au ceva cu eșarfa mea, toți vor să mănânce, da, dragule. Un cal foarte, foarte, pentru un mânz extrem de calm și parcă ar avea experiență foarte mare cu oamenii. Călare nu e chiar așa ușor de dus, dar a făcut progres extraordinar. Asta trebuie spus că e o regulă sau din ce am mai auzit și eu, că de obicei caii care sunt foarte cuminți în boxă sunt destul de răi pe teren și invers. Avem un pur sânge arab, așa, o răsfățată, Timondia se cheamă. Tot cald de școală, are șaua pe ea pentru că urmează să mai aibă lecții. Este în special pentru copii începători care sunt încă, în prezent sunt, care sunt încă, iau lecții la coardă. Și e și mai mică de statură, deci e potrivită pentru copii. Potrivită pentru copii. Caii arabi, se știe că au un temperament destul de au sânge cald, dar un temperament variabil. Când e așa, când e așa. Da. Am înțeles. Și aici? Aici e veteranul, da, veteranul, dar ia întoarce-te cu fața, că din partea asta nu arăți bine. Platon? Ia vină încoace. Hai, arată tu cât ești. Ia vine. Ia uite-l cum vine. Ia uitați ce față simpatică am. Ia uitați ce față simpatică am. Ia uite-te în cameră. Câți ani ai, măi băiete? Nu numai
maică e frumoasă. Câți ani are? 20 de ani. 20 de ani. 20 de ani și super. E cel mai inteligent. E cel mai inteligent cald de aici. Da. Experiența da. De viață poate să-l vedeți cum sare. În ce formă e. Mai târziu o să-l încalece o domnișoară, Ioana, și să vedeți cum sare. Facem la 20 concurs? De ani, deci... Atâta. La 20 de ani face probe de un metru, metru și 10 fără probleme. Nu mai face probe. În concursul a intrat doar la copii și amatori în ultimii ani, că a intrat cu domnișoara aceasta, dar cu Ioana. Dar la antrenamente sare, că acum și ea a făcut progrese și poate să sară. Anul trecut a fost primul an de concurs și n-a intrat la mai mult de 80 de centimetri, cât era proba pentru copii. Dar acum o să intre și mai sus. Este un dacă cad el poate, trebuie Ioana spus, poate, de ce să nu intre? Trebuie spus și asta pentru că puțin știu, este un cald de sport românesc. Dacă, da, este un cald de sport românesc. Deci o rasă care, deși nu e acreditată, creată în România de către doctori minunați în anii 60-70, da, dacă da. Știu eu bine. Mă bucur că faci această completare. Da, cum să spun, un cald care ar fi meritat mai multă atenție din partea celor care... ar fi putut investi, mă refer la cei care conduc țara asta, că până la urmă cei care sunt acolo sus pot să aibă grijă de o rasă de cam cai. Cam toate domeniile, de acolo de sus, de acolo merg lucrurile bine sau rău. Deci un cald de sport românesc extraordinar, care la 20 de ani e într-o formă... Da, e într-o formă de zile mari. Dragilor, caii de sport, până acum în emisiune, așa cum ziceam și mai devreme, v-am arătat foarte mulți cai care sunt folosiți în activitatea de turism ecvestru, dar ceea ce vedeți aici... la Ecvestria, zic eu, cel mai important club din România și le-am văzut pe majoritatea. S-au mai construit baze importante și în jurul Bucureștiului și în alte orașe, dar Ecvestria, ceea ce ați făcut dumneavoastră, vom reveni asupra acestei discuții, dar ce ați făcut dumneavoastră aici e un lucru, zic eu, foarte mare pentru sportul Ecvestria. Mulțumesc frumos, sunt cuvinte frumoase. A fost din start concepută altfel, deci e o concepție diferită la baza ei. De când am cumpărat terenul, am spus locul ăsta trebuie să arate într-un anume fel, nu ca celelalte baze și... Ați în reușit. Ce măsură mi-a reușit? Ați reușit să faceți foarte multe premiere, una dintre ele fiind faptul că după 7 ani de zile, după pauză foarte mare, România va avea un concurs internațional de 2 stele aici la dumneavoastră, între 30 și 2 iunie. Da, 30 aprilie 30 iunie. Mai 2 iunie. 30 mai 2 iunie. Vă așteptăm aici, dar o să revenim asupra acestei discuții. Deci tot ce ați văzut aici sunt cai de sport, sunt atleți adevărați. Și cred că este o șansă pentru toți cei care se uită astăzi la noi să ia într-o zi mașina sau să vă cuplați așa 3-4 prieteni și să veniți până aici să vedeți ce se întâmplă la Ecvestria. Dragilor, chiar dacă suntem într-o locație 100% sportivă, unde caii sunt folosiți pentru sărituri peste obstacole și dresaj, nu putem să nu profităm de această minunată zi pentru a ieși cu caii în natura din spatele meu. E o pădure aici. Sunt câmpuri foarte frumoase de aici, din Săftica, și mergem să ne aventurăm călare în natură, numai la Descoperă România din Șa. Lacheo, con Palermo și Platon. Deci un cald de sport românesc, un Oldenburg și... Andaluzian. Și un andaluzian. Cald spaniol. Deci un cald nemțesc, un cald românesc și un cald spaniol. La drum!
Aici la Clubul Ecvestria există, pe lângă multe alte lucruri minunate, cel mai mare manej acoperit din România, singurul manej din România acreditat internațional pentru competiții. Vă las să-l admirați și vă invit să descoperiți ce am văzut eu astăzi aici. Veți vedea un antrenament complet la sărituri peste obstacole, pe care o tânără amazoană, componentă a Clubului Ecvestria, ni-l va arăta astăzi. Este un antrenament specific care se face în fiecare săptămână, dar care se intensifică pe ultimele zile înaintea participării la un concurs. Bravo! Un parcurs perfect. Hai jos. Sigur că da. Să ne cunoaștem. Eu sunt Răzvan. Ioana, îmi pare bine. Ea este Ioana. Hai pe partea asta ca să poți să te vezi și tu. Hop, hop, hop. Așa, să-l avem pe Platon între noi. Da. El este, nu? Un parcurs perfect. Spune-mi... Am înțeles că pentru prima dată te-ai urcat pe un cal aici la Clubul Ecvestria. Da, prima oară chiar el a fost, Platon. Acum cât timp? Acum vreo 2 ani, cam așa. Deci, în 2 ani de zile, dragilor, dacă sunteți atât de perseverenți cum este Ioana, puteți ajunge la performanțele pe care le are și ea. Deci, pentru prima dată ai participat la un concurs după cât timp de la prima încălecare? Un an jumate, chiar mai mult. Un an și jumătate. Da. Și... pentru cei care se uită acum la noi, dacă ar fi să-i impulsioneze așa, să le dea o speranță, se poate și mai repede de un an jumate? De câte ori pe săptămână veni la echitație, ca să poți ajunge după un an jumate să intri într-un concurs? Sâmbătă și duminica, în fiecare săptămână. Deci, iată, dacă veniți în fiecare weekend la echitație, într-un an, un an și ceva, puteți participa la un concurs. Dar evident aveți nevoie și de un cal care să vă ajute, mai ales dacă sunteți începător. Deci, tu ai calul tău sau încaleci cai pe care ți-i pune la dispoziție Clubul Ecvestria? Cum e? Sunt mai mulți cai pe care mi-i pune la dispoziție, dar în principal sunt eu și Platon, o echipă. Deci doar noi doi. Tu și Platon sunteți o echipă. Da. Ioana Marin și Platon, un cuplu care sperăm că va face cât mai multe lucruri bune. Sperăm. Îți mulțumesc că ne-ai lăsat să asistăm la antrenamentul tău și îți urăm mult, mult succes. Mulțumesc. Suntem în magazinul Clubului Ecvestria și stăm de vorbă cu doamna... Nicoleta. Doamna Nicoleta, dacă aș fi un vizitator... Așa. Care intră pentru prima dată aici în Clubul Ecvestria și am nevoie să mă îmbrac pentru echitație, puteți să mă îmbrăcați din cap până în picioare? Desigur. Ce aveți aici? Spuneți. Pantaloni pentru orice călăreț, diferite mărimi și materiale de cea mai bună calitate, tricouri, veste... Și nu în ultimul rând cizmele și toca, care este necesară și fără ea niciun călăreț nu se urcă pe cal.
Deci, pentru protecția capului, bineînțeles. Deci e bine de știut asta, dar am văzut că aveți și protecții pentru spate? Sau... Și protecții pentru spate, sigur că da, și pentru copii și pentru adulți. Am înțeles. Deci dacă eu sunt un începător 100% și sunt pentru prima dată la echitație, vin aici, nu trebuie să fac altceva decât să-mi cumpăr tot ce am nevoie de aici și să urc pe cal, da? Sigur că da. Vă mulțumim, doamna Nicoleta. Cu multă plăcere. Am cunoscut oameni care au știut să-și urmărească pasiunea și să creeze lucruri minunate. Aici, la Descoperă România din Șa, descoperi o altă lume. Până data viitoare, fiți cu mine și bucurați-vă de viață!